Românii s-au săturat să vadă victime și decese pe șoselele din România. În cele mai multe dintre cazuri, victimele au sub 30 de ani. Pentru a evita dezastrul, un deputat cere înăsprirea condițiilor de acordare a permisului auto. Deputatul PSD Florin Gheorghe a depus în Parlament o lege prin care înăsprește condițiile de acordare a permisului auto. Concret, examenul pentru obținerea carnetului de șoferi va avea 3 probe practice, fiind reintroduse poligonul și traseul de noapte plus proba teoretică. Respingerea candidatului la una dintre aceste probe presupune reluarea întregului proces de examinare, dar numai de vreme de 30 de zile de la ultima examinare, se arată în proiect. Cred că ne-am săturat cu toții să vedem victime și decese pe șoselele din România, în care cel mai frecvent sunt implicați tineri și tinere, cei mai mulți cu vârste sub 30 de ani. Nu m-ar mira ca din populism să auzim că s-a renunțat definitiv la examinare, iar permisul se obține mai ușor decât un bilet de autobuz, poate chiar prin SMS, spune deputatul.